Dar te plătești nu-i așa rău. Nu mă, te digeră bine. De la vin? Îl plătele că mă digeră bine. Florentina cu Bruxelles. Mamă, ce mai învați acolo? Ce mă mai prins acolo, mama? Să vadă, tata. Ce te-a prins acolo? Nu, mai gata, că e un cap. Pune-o și din asta. Nu, spun că mășcare nu. Două, că... Hai că ți-i de ajuns. Păi da, mă, timp, mama. Păi te-a caca. Mamă, vreau și două din asta. Că mă pace, că mă face la cotiță. Pe mazăre nu bagă apucălie. Hapește. De ce? Bandit. Are relații? Bandit. A. Da. Bun. Eu cu Dede ne uităm la televizor, la film, cu Shogun și cu Ronin. Eu mă uit pe televizorul mare, Dede se uită pe televizorul mic. Eu mă uit la ăla mare și Dede la ăla mic. Și Dede uite acolo, cât s-a. Ce faci la Dede meu? Pida, mă, ții, Dede! Se uită pe ăla mic, bătăi. Ce zice că ne face să ne uităm la TV, la filme, suntem cu minți în casă. Mamma mia, che freddo fa fuori. Guarda, non c'è nessuno. Tutto gente sono andati. Ma muscade de desvârc. Ce mă pace că mă mucă de desvârc. Tu ce pida, bă, te-au, au. Mă iube tata pe Dede? Uite aici pe Dede. Managia, quando ho pensato che arriva la primavera și mio copaci ha un mugurito. Ha fatto muguru. Au, au, au. Suși mai în bota să mă suși, ugătoare. M-a mușcat de zvârc. Are tata zvârc. Ce să vreau iară? Mami, cred că e o problemă. N-auzi, bot? O rezolvăm? E ora 12. S-o oprim manușile. E vinerea, să postești până la 12 noapte. S-o oprim manușile, mamă, au rămas blocat la ora 12. Mă dori capul. E o pastilă. Oare nu din cauza epilepsiei, eclipsei? Ha, mama! Mă las să mă duc în seara asta să mai viu numai luni. Să văd din ce cauză s-o oprim anușile. Zâmbot! Stau cu Dede. Ascult muzică, mâncă Dede-mi o mere, mâncă covrigei, totocale. Asta-i viața, n-ai ce face. Ne distrăm. Și pe seară merem la gală. Și din canambe. Să citrimalizează. Dede-mi eu cu lămâie.
prăjitură cum are. Ce pita mă te mai vrei? Ce pita mă te mai vrei? Ce bula n-am. Bună matina. Și nu mai știu cum să zic în altă limbă, bună dimineața. E tata, buzole mele, buzole mele, ce să fac cu ele, ce buză însă, cât e mi-a țuca drept în bot. Ha? Deci fiți atenți, din seară o să vă anunț de la cea oră, iar vreau. Asta mă smurge părul din urechi. Te-ai pida, bă, te-ai pida. Din seară o să vă anunț de la ce oră o să intru live în direct pe YouTube. Voi o să-mi scrieți mesaj cu întrebări și eu vă răspund în direct. După care o postez și pe canalul YouTube și să vă arăt că nu-i ceva, înțelegeți voi, magie neagră, tepida mătii, mama Omida sau Vanessa, Nelson vă arată ora de la televizor, să vedeți că nu e făcută cine știe aiurea, dar de fapt vă dați voi seama că mesajele, e tata Nelson mondială, de. Ha, vă la coconașa, ha, vă la coconașa, pida mătii! Bună seara, domnilor, prietenilor și copiii de la col! Ce tata ne-a s-a odiat lumea, e de la Cluj! Orașul frățit și cu Iașu, cu Timișoara, cu Oradea, cu Sibiu, Teleorman, Gorj, București, Acotanța Băila, fiți înrudit cu alte sate, comune, cătune, Nelson pregătește intrarea live. Sigur că da! În direct. Am stabilizat conexiunea satelitară de pe cameră. Are tata cameră. Full HD 3 Moș, e tata, vă dau număr de telefon, Căcenu, Străcuritoru, unde e Laboșu? Laboșu, Sony Vaio și mai avem acolo ceva scule, bineînțeles cu cameramani și acum să vă dau un număr de telefon, unde mă puteți contacta, nu doar prin mesaje, ci și prin sistematizare telefonică. Număr de telefon pentru contact. Vă rog să nu abuzați și să vorbiți vulgar că 0749 845 07. E tata 7, 2. Nu 7, 7. Contactați-mă, vă rog frumos. În când dau eu semnalul. Avala. Thank you.
falci. Macaroni cu brânză. Ce bun e așa. Macaroni cu brânză. Falci. Și ca apare aperitiv avem. Râle. Te place râlile, mama? Ha. Pita, măti. Dă-i să ugă. Pita, măti. Auzi cum face. Auzi. Tata de meu. Tata de meu. Cum v-am spus, e mică. I-am adus. E mică, s-o cresc. S-o crească Elson și s-o bombardează. Femelă, cum îi punem nume? Acum să-mi spuneți voi. Las pe seama voastră. E femelă. Acum, da, Liana, aca, aca. Din 4 în 4 ore. Ube, tata, copii. A, vă la. Da. Alo. Alo. 82. Da. 2. Dacă e schidio. Ai adus prăjitură? Exact. Din toată sărăcia mea. Bă, tot așa și numai cu etichete din alea, păi, uite-te. Lamborghini, Ferrari. Unde le? Ala, bagă-l în buzunar, mă. Bagă-l în buzunar, nu-l lăsa în casă. Așa. Descărcam clipuri din alea mici. Da. Dar nu știu, ești parcă mai dulor, mai... E? Te îngrășai. Te-am golit congelatorul. Așa, să mă urci, te îngrășai. 120 de kg intră în congelator. Și mi-a rămas numai busuioc. Care carne de bebeluță? A, nu? Carne de bebeluță. A, coda, coda cu... E, coda, nu, este granulea. Serios, pulpă de urs? Ce ai crezut, mă, cum nu există așa ceva, pulpă de urs? Dar tu ai fost în țări europene, diaspora. Da, până la urmă totuși. Ha? Nu știu, poate nu știu stilul tău, pe tine este ăla. Nu, no, mă, pe dacă mi-ai adus prăjitură, mă, omule, mă. Stai, să sușiți, să nu știu. Nu, mă, nu, mă, să mă.
Bă, dar crezi că nu mă să mură? Nu m-am mâncat. O aripă, pulpă, ceva. Nu m-am mâncat să mură. Nii, mă, aripă, frică. Acum m-am mâncat să mură. Jântuială? Nu, nu suferi de diabet, că ești prea. Și dacă te carni și alea, trebuie serios. Nu mă carni. Să nu mai mânc carnea. Nu, că dai în alea animalii. Păi, eu nu mai mâncat tu carne, știi cât? O lună de zile. De nu de temtieni și pe drum. Cum măi, omule, mă, pe tu știi, carnea e forța și puterea. Da, unde e bebe ăla? Dorme. Dar o să împreunați, stau cu un nu. Separat, hă? Separat. Nu te deranjează ție? Nu, deloc. S-ai pus pariu? Nu, că nu sunt mai. Sunt ceva din Franța. Mi-a dat. Când eram copil mic, broscuță și în asta. Nu, că am văzut. Avanțe sau tot când am văzut un videoclip cu broscuță. Da? Dar suc n-ai luat, mă! Mă duc, pot să jur. Mă duc. Am și uitat să te întreb. Nu, las că beau. Nu, lasă, nu te mai nu, că e zicla Radu, că loc cum vine Radu după mine. Care Radu? Pe Radu. Aaa. Eu nu-mi spun așa. E, ăla care a fost aici atunci. Nu, lasă. El are casă aici pe câmpul. Dar ce asta? Așa mare? Una întreagă? Ba, nu, mare. Strii. El stă la Liana și la Lobo. Și la Veveriță nimic. Da, mă, tare. Asta e pe lapte. Nu, lapte, lapte trebuia să iau, dar deci fiți atenți. Gata, i-am pus nume. O cheamă Vandra. Vandra și Elson. Nu o să vând niciun puiuț. Ce-o bagă tata-n cucă, c-o mânca cu siringa. Uitați-o ce faină-i. Ca și Vandra aia de la antena de la Acces, aia care ia interviuri. E tata. Deci nu o să vând niciun puiuț. Când o să nască, că o pui pe dede, o bombardează, ca și pe aia altă părusoaică, dar ați văzut clipul. Așa a dat în ea de s-o cutremurat cușca. Înghesa. Sigur că da, au bombardat acolo. Puii care o să-i facă, după ce o regulează, Elson pe Vandra, tie tata, o să nască 4-5 puișori. După 3-4 săptămâni, poate chiar 6-7, când îți mai mari și nu o să mai trebuiască să le dai lapte cu siringa numai încă 2 săptămâni, că ăștia cam 3 luni trebuie să le dai lapte cu siringa. Mai ciugulește ei câte o alună, un sfert de alună, dar siguranța e siguranță. O să fac un concurs gratis, fără bani, concurs, să nu înțeleagă lumea greșit, și câștigătorii o să primească câte un puiuț. Bineînțeles, după ce le fac actele. Actele repede. La primărie, la veterinar și după aceea la ambasadă. Te face tata acte în regulă. Și câștigătorii o să aibă parte de câte un puiuț. De. La care ei o să le pună nume. Nu. Deja numele îl dau eu, dar numele îl dau tot la solicitarea voastră, prin concurs. Așa, mamă, ce faci acolo? Iar îmi faci picioș pe zamă. Picioș pe zamă nu mă scoate. Că
Te picioși pe zeamă mă face femeia asta, înțelegeți? Cum stă situația în Golful Persic? Da. Iar voi ăștia, netrebnicilor, care spuneți că sunt cerșători de aprecieri, la pagina mea Facebook, la pagina oficială, la canalul meu YouTube și la, cum îi spune, site-ul Google sau pagina Google, nu știu, voi spuneți asta din oftică, ciudă și dușmanie. Luam-ne la pupu. Nu e adevărat. Pentru că eu știu să-mi fac reclamă. Voi nu vedeți că zilnic urez la mulți ani celor care îi sărbătorește onomastica sau ziua, vede prietenii lor și zice, ia să vedem care nu mă cunoaște cine e la Nelson. Deci eu știu să-mi fac reclamă. Eu cer asta să-mi distribuie pagina pentru a vedea care îmi este prieten. Și cei care o distribuie, dacă nu i-am la prieten, le dau cerere și îi pun la prieteni apropiați pentru a vedea ce postează și dacă îmi place, dau like și coment, pentru că eu nu dau like aiurea. Ați înțeles ideea care e? Șopârla vrea să treacă strada din sens opus. Venea un BMW. Din celălalt sens inopus, venea un Mercedes. Spuneți-mi ce s-a întâmplat în continuare. Mintea lui Nelson, nimeni. Șopârla. Acum să vă vedem dacă știți ce s-a întâmplat. E tata, domnul, fie lăudat. Avala, vine Paștile. Ne-am înțeles că cum stă situația. Picioși pe zavă. Dar unde îți? Am mai întrebat pe mata. Dă-mă telecomanda, fătuți incredibilitatea, uitați ce bagă pe... În loc să pună, să ne dea... Mai e care au zis din dormitor, poate la loc au zis. Pe la loc o le prinde. Sau, eu le prind. Pune capacul acolo. De când am luat, puteai să pui tu? Puteam să-l pui eu. S-am zis. Cât plătesc eu aici la bloc, că te doare... Că las că face fraierul bai. De, sărac de tine. Ai bani. De unde? Du-te la măta. Am fost. Să-ți dai, vezi că apoi mă faci de fac iară de conspirație în familie.
Vânzări și alte... Ce vânzări? Păi dar te-am luat cu o prătie cizmuliță cu... Poate vrei să-ți ceri și dobus pentru toți anii cât am... Cu vulpiță, cu sacul ăla rozosit și cu părul ăla crez, bă, la eu ți l-am făcut. Ce avem cu tine? Pantaloni Gabor? Pantaloni de Gabor? Nu m-a clopus mai lipsă. Pantaloni de Gabor în vremurile alea. Dar nu zici ce avem pe mânul și la gât? Dar nu, nu mă te-ați opus corect la omul cu aur. Păi dar ce e? Mi-e omul cu aur. Și când i-am făcut cu inel așa, tă după mine o inel. Ca la cum îi faci la... Hai, nu mai spune, hai să mor, tu că așa am fost. Uite așa. Cred că ai fugit după mine cu baul tău și nu te-am băgat în sapă. Nu vorbi din gât, că apoi scot amigdalii de afară. Uite că ți-a bătat unul înapoi și aia ți-l-o în două zile. Care aia în două zile? Care aia în două zile? Care aia în două zile? Te-o m-a gândit vreuna de aur cu pace. Bine, mă, dă-i pace. Și l-o dat la altea care l-a făcut diavol. Da, sigur. M-a făcut diavol. Doar bine că m-ai cunoscut pe mine, dar că... Săraca lumea. La botul care-l conduci. Mă, la botul care-l conduc. A fost norocul tău. Nu recunosc, te-a fost fingerea și tău, fraiere. Fă-mi o cafea. Nu vreau. Pida, măti, coberge tata fetița. Vezi, ca pe rusește ți le dau. Sovietice, sovietice. A, dă tata 50 de lei. Cum? Nu-n fața mea nici și mă uitam după... Vezi, bot! Nici că n-am luat încă. Adă aici! Adă nu mă enerva! Adă că mâine trebuie să mă duc să plătesc în... în piața auto... loc de parcare. Una îți dau. De 50. No, ai schimbat-o. Și vezi... că eu v-am lăsat. Ori aranjez cu pochivii să fac un transfer de 15.000 de euro. Azi. Dar ce faci? Deja pregătești de Paști? Păi nu. Nu. No. Am să spun că capacul de anul și-ai luat capacul jos. Păi dacă am pus-o la firmă... Bă... Bine că n-ai pus direct laptele la fier și cu trițecul. O zis aia, îți gata, Simone, laștele cu lapte. Când am văzut nici că era mult, dar așa am vrut, i-am avut cap fasole frecat. Pui aia, brânza aia care e jumate, tot o pui. Mâncați-vă macaroni cu brânză. Hă? Sau vă, vă face altceva? Nu,
Unde-i Dede? Da. Tot acolo e. Dar și mâncare, tu ai învățat tot să facă din mică. Dar cine? Dar cine a învățat-o? Cum nu-a pus măta? L-a dus bunica ta de aia, la mine... Un pumn de somnifer, eu dat de mine, le-a pus oala cu fasole. O vrut să mă moare, bă! O vrut să mă moare! Ce duce dracului? N-ați vrut să mă omor? Ba da, am vrut, dar să te omor am vrut. O vrut să mă moare, și oarba, și bunica ta. Tromful ăla, nu mai zic. De-am ticat jos, dintr-o dată, sol. Că nu-i dreptul bot, distrugător. Dar da, sunt bandit și s-o revenit. Bine. Bine, cum să nu? Și ne? În fiecare zi că te-o elevă de la Miu. Nu mai mereu la școală că te la Miu. Și-o auză sugătoarea elevă ta. Auzit. Șoz, mă întorc la asta că... Mai știi cum mă sunai la telefon? Pe fix. Da, ce faci? Și nu vorbeam, dar nu m-a suflat. Nu te faci? Nicu, mă, ce? Ce-i parașută? Spune, la Lobo, cum fugeai în pijama noaptea sau un capot pe la 11, ieșeai din casă și vineai cu mine cu mașina? Asta o mai zis o dată mai de mult. Da, nu, minte, în față la cocoș. Gândești că era stafie. Supărare, ce linț să vă mai pui? Au fost atunci râle pe gura voastră. Ăștia, bă, oamenii ăștia nu sunt normali, mă. Vezi că cred că ai bărbat, că de la o vreme, cu afor, manicură, solar. Și n-am mai fost la cofor, de când. Bine, bine. Dar și n-am voie să mă duc la cofor? Bine, bine. Mâine mă duc și duc. Fii atentă. Da, mă. Fii atentă. Da. Eu atâta zic. Bine. Ca pe mâine intru în ritmul ăla de acum câteva luni. Tita, măti. Mernic, că pus să înregistreze. Ce-am putut să înregistreze? Nu a apăsat pe buton, că acum ăsta restartează camera tu cu ăla. Cine e Mernic ești? De mult n-ai mai avut așa ceva, ți-o fost două să filmezi, așa-i? Uși. Mamă, acum de pașcioa o vopsești. Ugătoia. Cum ăsta așa colorat? Păi ce nu face ăștia?
N-ai văzut că le-au pregătit pe sugătoarele astea, pe... pe Drăgușanca, pe... Ce n-ai zis nimic dacă mai are camera mă și tu ești pe da, da, da. Toate curvile din, de la București le-au pregătit ăștia ca pe pui. E mare lucru să-i vopsească. La ele le-au băgat silicone, eu l-am buză în cur și pe treabă. Pe treabă parașutelor. Ai oprit aia? Ce-i vrei tu? Ce vrei? Vezi, comportă-te frumos. Comportă-te frumos. În direct? N-are importanță. Nu. Tot timpul. Comportă-te frumos. Atât a spus. Că... Bine. Bine. Vezi că după aceea... Boot my God grill. Boot, adică mult, mult grill. Deci să nu ne gândim la grill, găini fripte. Nu, la aia, să nu ne gândim la găini fripte. De tata lui. Comportă-te frumos că vezi când vine câte o criză... Financiară? Nu financiară. Și după aceea nu vreau să te văd ca melcoicile cu căsuța în spate. Dar eu n-am fel să... Băgăjel. Îți lasă-i căsuța în spate. Nu-i sărăc. Cine? Ăsta, de muzică. Bulanu? Du-l în cheniță să-l mânce, plânge v-ați în pumn să suje-ai bota murar. Ai, îți dai seama, mă, hai că... Ai, om care trăiește bărbat cu bărbat, mă, să uită-te, mă. Nu vreau să zic. Sunt și să vele. Nu chiar. Tu zici că la 16 ani a început relația cu bărbații. Nu că nu vreau toată s-o. Da, vei s-o pune din oricum. El a făcut ce a poruncit tu inima și Dumnezeu i-a mulțumit. Tu dar ce faci cu acest sarmale faci acolo? Ah. Încă zice ăștia că eu seamăn cu veveriță, de ui ce cap de veveriță are. Păi, zic Castor. Castor? Am suflat un fluier de nuva. Tata marți. Ele mama.
la aia scurgere. Dar nu mai întreba, pune și smântână, că de-aia am luat smântână. Păi numai cât e smântână, pune mata. Două de prepeliță. Iar îi faci la sugaci în fiecare dimineață, o prepeliță. E mama tata cu care o aude prepeli. Tăi! Ca pe zeu de amantanul degajat. Asta e brânză bună, mama. Din piața am luat-o. Apasă! Uită-te și învață-te. De telecomandă la tabletă. Nu vrut rasul ei. De ce? Eu știu. Uite rasul. Cum îmi vezi că aici e asta? Ce așa în el? Mândrii fișor mai mare. Ia să vedem. Tu mândră sugătoare. Este mai mult. Acum este poveste, cum a plecat și fratele meu și tata. Auză, dă-mi un refren așa puțin ca să intrăm în la noastră. Refren nu dă așa de bine, doar strofele. Ok. Mândrii fițori mama, lai la 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 că are ficior și el e bulan. Mândru bulan, mama are. Și bătea în două variante, așa-i mami? Stai tu, mintică, deja. Pii da, măti! Tu ce tot râzi acolo, mă? Adică chiar mă, ce rușine? Uși! Ți-am zis, e important să asculti feeling-ul invitatului. Luam-ne feeling-ul în gură. Călin Dezmirean, ce v-aș boss? Aștept somoni. Cum vreți, e, nu?
Ce în Elveția? În Elveția. În Elveția sunt somon. Ți-ai mutat nervul la cur. Ce să zic, nu-mi vin acum cuvintele, dar eu cred că nu cea că mai și de la impresa mea de la pe care o am acolo în Spania. Ce? O mică impresă, de curăță. Impresă. Ce înseamnă impresă? Nu știu cum să spune. Tantarea, tu te-ai impresă, ce înseamnă? Din două gerge ce să mori la cur. Bam, bam, bam. Are o firmă de curățenie în Spania. Ce? De ce este cea? Păi da, dar sunt lucruri intime care depinde cu ce oameni lucrez. Să nu dau banii aiurea, să nu... Dacă nu face treabă oamenii bine și... Da, așa spune. Am înțeles. Deci ești și de ce am de afaceri pe lângă faptul că ești artist? Ei, nu neapărat de afaceri. Pentru mine, când să trăiesc eu. Nu, este o firmă mare. Dar eu și două, trei persoane care au lucrat o firmă. Toți bulangii. Sau cordaci care te arde. Când ți-au fost cel mai Fratele tău te-a luat în Spania
După care el a plecat dintre... Da, el m-a fost în Spania, după Vatimare și avea el până la Marius Marius. După aia m-a dus pe mine, așa. Și am stat și eu vreo un an de zile, am doi, cu el acolo în Spania, am lucrat, a fost bine. Eu până atât am dat la o firmă de mare, la o presă de acolo de mare. Eu tras o pietrarie. Așa. 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 Așa